Frați și surori, fiți bineveniți la casa Domnului. Vă invit în numele Domnului Isus să vă ridicați în picioare și să continuăm citirea Scripturilor, de data aceasta din Apocalipsa. Locul unde am rămas este capitolul 11, versetele de la 15 până la sfârșit, respectiv 19. Suntem la lecția numărul 30, cea de-a patra din capitolul 11, probabil și ultima. Apocalipsa, capitolul 11, citim începând cu versetul 15. Îngerul al șaptelea a sunat din trâmbiță și în cer s-au auzit glasuri puternice care ziceau: Împărăția lumii a trecut în mâinile Dumnezeului nostru și ale Hristosului Său și El va împărăți în vecii vecilor. Și cei 24 de bătrâni care stăteau înaintea lui Dumnezeu pe scaunele lor de domnie s-au aruncat cu fețele la pământ și s-au închinat lui Dumnezeu și au zis: Îți mulțumim, Doamne Dumnezeule Atotputernice, care ești și care erai și care vii, că ai pus mâna pe puterea ta cea mare și ai început să împărățești. Neamurile se mâniaseră, dar a venit mânia ta, a venit vremea să judești pe cei morți, să răsplătești pe robii tăi proroci, pe sfinți și pe cei ce se tem de numele tău mici și mari și să prăpădești pe cei ce prăpădesc pământul. Și templul lui Dumnezeu care este în cer a fost deschis și s-a văzut chivotul legământului său în templul său. Și au fost fulgere, glasuri, tunete, un cutremur de pământ și o grindină mare. Amin. Vă invit să vă reocupați locurile. Mă rog Domnului, șederea dumneavoastră să fie plăcută și sfințită de prezența lui Dumnezeu și de cuvântul Său. Scumpii mei, în această seară procedăm cu smerenie la lecția numărul 30. Este cea de-a patra privire asupra capitolului 11 și în seara aceasta privim la cuvântul Domnului pe care l-am studiat cu o joie în urmă, la cei doi martori care au înviat și au stat 3 zile și jumătate în centrul orașului, morți. Învierea lor, ridicarea lor la cer a produs un cutremur foarte mare de pământ. A 10-a parte din orașul Ierusalim a fost dărâmat, iar 7.000 de oameni au murit. A fost un cutremur de proporții. Acest eveniment îngrozitor, care se petrece în timpul necazului cel mare, se încheie cu afirmația din versetul 14, a doua nenorocire a trecut, urmează a treia. Când cel de-al șaptelea înger sună în trâmbiță, se declanșează a treia nenorocire. Iată istoria celor 7 trâmbițe. Primele 4, dacă vă mai aduceți aminte, au afectat lumea materială. Prima a distrus o treime din pământ, capitolul 8, versetele 6 și 7. A doua a distrus o treime din mare, același capitol, versetele 8 și 9. A treia a distrus o treime din râuri, versetele 10 și 11, același capitol 8. A patra a distrus a treia parte din corpurile cerești care nu au mai dat lumină, versetul 12 din capitolul 8. Privind acum la aceste anticipări, la aceste profeții care vorbesc despre vremurile viitoare, ne gândim în ce fel, în mod practic, se va manifesta profețiile acestea pe care le găsim în Scriptură. Probabil că cei mai mulți dintre dumneavoastră ați avut interes și curiozitate să citiți despre evenimentul de la Hiroshima, despre evenimentul de la Nagasaki, despre bombele atomice aruncate acolo. Cu câțiva ani în urmă s-a făcut primul experiment într-unul din deșerturile din America și oamenii de știință au fost îngroziți de puterea bombei nucleare pe care n-au anticipat-o. A urmat bomba cu hidrogen. Astăzi
este un alt gem de armament nuclear. Ceea ce este interesant este că până în capitolul 11 nu există o nenorocire care să afecteze tot pământul. Așa că încercați să vă liniștiți puțin atunci când vă gândiți la războiul din Iran, posibilul războiul din Iran. Mi-a să știți că relațiile dintre coaliția Israel-America și Iran sunt foarte încordate la momentul acesta. Se anticipează un nou război, însă priviți că suntem în necazul cel mare, capitolul 11 din Apocalipsa, și pământul nu este distrus în întregime. Armamentul nuclear poate să distrugă de foarte multe ori pământul. Asta înseamnă că până la momentul din Apocalipsa, capitolul 11, armamentul nuclear nu va fi folosit în totalitate ca să distrugă pământul. Biblia spune că o treime din mare. Dumneavoastră vă imaginați câte vapoare sunt astăzi în oceanele lumii, pe apele lumii, pe mările lumii? Vă puteți imagina ce înseamnă că din trei, unul va fi distrus, cât de multe vor fi? Asta nu se va întâmpla cu pușca? Sigur va fi un armament nuclear? Dar ceea ce este important este să observăm că până în capitolul 11 din Apocalipsa, pământul nu va fi distrus în totalitate. Asta înseamnă că puterea nucleară pe care armatele lumii o au nu va fi folosită în întregime. Aceasta, pe de o parte, este o veste bună pentru oamenii nevinovați, pentru oamenii care populează planeta Pământ. Celelalte două trâmbițe, 5 și 6, au avut de-a face cu lumea spirituală. Aduceți-vă aminte de a cincea trâmbiță care a scos din fântâna aduncului demoni care au invadat pământul sub formă de lăcuste, capitolul 9, versetele de la 1 la 12. Trâmbița a 6 a scos cavaleria infernului care a ucis o treime dintre oamenii care locuiau pe Terra. Foarte mulți cercetători ai Scripturii au identificat cavaleria aceasta a infernului cu elicoptere de armată, de luptă, care au ucis o treime din populația lumii. Imaginați-vă 2 miliarde de oameni să moară. Să moară într-o perioadă relativ scurtă de timp. Vă puteți imagina ce război cumplit, ce durere? Vor rămâne văduve, văduvi, copii orfani. Vor rămâne bătrâni fără copii. Tot felul de despărțiri, de nenorociri, 2 miliarde de oameni. Vă puteți imagina ce înseamnă asta? Și așa se face că am ajuns la cea de-a șaptea trâmbiță. Cea de-a șaptea trâmbiță are specificul ei, așa cum cea de-a șaptea pecete. Aduceți-vă aminte, 7 peceți, 7 trâmbițe, 7 potire, pahare, cupe. Între pecetea 6-7 a fost o pauză lungă. Când a venit pecetea 7, a declanșat trâmbița 1. Între trâmbița 6-7 a fost o pauză lungă. Când vine trâmbița 7, declanșează cele 7 potire. Ele se țin lanț, 3 ori 7. Acum urmează trâmbița 7. Mesajul este special. Este special prin faptul că toate cele 6 trâmbițe au avut provocarea pentru pocăință, chiar dacă au adus nenorocire. Trâmbița a 7-a nu mai are perspectiva pocăinței ca și celelalte 6. Ea aduce o intensitate de criză, de durere, de necaz pe pământ foarte mare, dar în același timp ea introduce 2 elemente noi. Introduce 2 elemente noi care ne obligă pe noi să constatăm în această seară că Apocalipsa este o carte ce trebuie abordată nu în manieră cronologică pe capitole, ci trebuie abordată în maniera temelor care sunt așezate încurcat. De pildă, dacă vrei să studiezi capitolul 12, el nu mai are legătură cu 11. Capitolul care urmează după 11, ciudat, e 19. Așa că dacă am opri studiul de la 12 la 18 inclusiv, care este o paranteză, în mod normal, datorită cronologiei timpului și evenimentelor, nu capitolelor, din 11 am sărit 19 și am să explic imediat de ce.
Ceea ce vreau să spun însă este că cele două evenimente pe care le introduce sfârșitul capitolului 11 sunt următoarele. Primul este proclamarea domniei lui Iisus Hristos, care primește împărăția lumii în mâinile lui. Asta se întâmplă pentru prima oară în istoria Universului. De fapt, nu în istoria Universului, în istoria planetei Pământ. Apoi este inaugurată împărăția cerurilor, pentru că ele nici nu pot fi separate. Un domn trebuie să aibă o împărăție, iar o împărăție trebuie să aibă un rege. Iisus Hristos este promovat ca rege peste univers și peste planeta Pământ. Domnia lumii trece în mâinile lui, iar împărăția cerurilor, peste care este Hristos rege, este inaugurată. Observați, dacă citiți atenți, că această temă este absentă în capitolele 12, 13, 14, 15, 16, 17 și 18, care sunt o paranteză ce oprește firul început la sfârșitul capitolului 11, unde suntem noi în această seară. Fir care ocolește cele 6 capitole și se renoadă în capitolul 19. Dacă citiți primele versete din capitolul 19, cu ușurință veți constata că ele sunt continuarea la ceea ce am citit noi în această seară. Evenimente care se întâmplă în cer. Și veți întreba, dar capitolele 12 la 18 ce rol au? Ele sunt o paranteză care se ocupă de lucrurile de pe pământ, adică de necazul cel mare. Interesant este că în finalul capitolului 11 Biblia introduce un element străin Noului Testament și mai ales Apocalipsei: chivotul Domnului. Știți, chivotul a fost semnul legământului lui Dumnezeu cu Israel. Timp în care curcubeul a fost semnul legământului lui Dumnezeu cu oamenii, chivotul a fost semnificația legământului lui Dumnezeu cu Israel. Și observați ce înțelepciune dumnezeiască, că ultimul verset, penultimile versete din capitolul 11, folosesc chivotul, care n-are avea niciun rost în Noul Testament, că Noul Testament nu vorbește de chivot, vorbește doar de simbolul chivotului, Hristos. Dar de chivot, ca și fizic, nu vorbește, decât în Vechiul Testament. Dar Apocalipsa, capitolul 11, primele, ultimile două versete, introduc elementul chivot, pentru că capitolul 12 care urmează, îl introduce pe Israel. Ori Israel este legat de chivot. Chivotul e elementul de legământ cu Dumnezeu, între Israel și Dumnezeu. Este extraordinară legătura pe care o face Dumnezeu la sfârșitul capitolului 11 să introducă pe Israel pe scenă. Capitolele 12 și 13 sunt capitole care se desfășoară pe pământ. În necazul cel mare, Israel este în problemă. Am ajuns la jumătate, Anticrist declanșează un război fățiș lui Israel și a doua jumătate a necazului cel mare este o urgie teribilă. Anticrist își așează computerul universal în Sfânta Sfintelor, în sanctuarul din templu. Urciunea pustirii intră, așa cum se exprimă Scriptura, intră în sanctuar, în templu. Și dintr-o dată peste poporul ales al lui Dumnezeu se revarsă toată mânia imperiului și sistemului lui Anticrist. În momentul acesta, de la capitolul 12 până la 18 inclusiv, se face o paranteză care se ocupă doar de evenimente petrecute pe pământ. 12 și 13 privesc pe Israel în necaz. Privesc Israel, privesc Imperiul Roman, care se infiltrează prin ceea ce se numește astăzi Uniunea Europeană. Europa va deține o supremație puternică și comparată cu Statele Unite în vremea necazului și înainte de necaz, de fapt. Europa unită va fi fostul Imperiu Roman. Și vom ajunge peste câteva lecții să ne oprim la cartea lui Daniel, care vorbește despre simbolurile acestea. Europa trebuie să ajungă puternică. Trebuie să depășească Statele Unite. Și ca să le depășească, trebuie să le depășească în finanțe, în puterea armată, în politică
și în coaliții politice. Această Europa unită va fi centrată pe Imperiul Roman, fostul Imperiu Roman, actualmente Biserica Catolică. Această Europa unită va avea un rol foarte important în promovarea Imperiului Anticrist. Aduceți-vă aminte că Anticrist se va naște din apă, adică va veni dintre neamuri, timp în care prorocul mincinos, care este partenerul lui Anticrist, se va naște din pământ, adică din Israel. Observați, vă rog, revenind la capitolul 11, am spus cuvintele care le-am spus ca pe o prezentare generală în care să așezăm locul concret al studiului nostru din această seară. Observați că acest capitol al 11-lea, între versetele 15 și 19, respectiv îngerul al șaptelea care suflă în trâmbiță, la momentul în care îngerul suflă în trâmbiță, se derulează pe scena universală a lumii văzute și nevăzute aceste două evenimente. Trâmbița a șaptea unește lucrurile din cer cu lucrurile de pe pământ, în sensul că împărăția lumii este pusă în mâna lui Hristos. El este proclamat ca împărat al împăraților și rege al regilor. Și este proclamat în împărăția despre care tot vorbea Domnul Iisus și vorbeau apostolii în Scriptură. Primul care a introdus elementul acesta a fost Ioan, când a zis: pocăiți-vă căci împărăția lui Dumnezeu este aproape. Această împărăție, acum Biblia spune, a fost dată în mâinile Hristosului lui Dumnezeu. Dar această proclamare a lui Hristos și inaugurarea împărăției lui Dumnezeu, care este aspectul pozitiv al lui Dumnezeu, se desfășoară în același moment cu mari nenorociri care vin peste pământ. Ele în paralel funcționează. Cu alte cuvinte, se întâmplă lucruri bune în același timp cu lucruri rele. Și observați, vă rog, că îngerul al șaptelea creează câteva evenimente prin sunetul trâmbiței. Primul dintre ele este declanșarea perioadei de nenorocire, a treia perioadă de nenorocire. Versetul 14, aduceți-vă aminte, iată că nenorocirea a treia începe. Când îngerul suflă în trâmbiță, începe nenorocirea a treia să se întâmple. 2. Națiunile pământului sunt cuprinse de furie. Este interesant să observăm cât de subiectivă este atitudinea națiunilor pământului, care de data aceasta sunt globalizate. Este interesant să observăm elementul acesta. Frați și surori, să țineți minte, când vorbim de vremea sfârșitului, vorbim de globalizarea lumii. Globalizare politică, globalizare financiară, globalizare religioasă, globalizare socială, globalizare metode de identificare. Nu există vremea sfârșitului escatologie fără globalizare. Globalizare înseamnă toată lumea înglobată, strânsă la un loc. Vedeți, globalizarea Europei este produsă în mare măsură. Și globalizarea Europei nu a fost doar la nivel social, ci este la nivel financiar, economic. Chiar dacă fiecare țară are resursele ei financiare și contabile, totuși există o singură monedă. Este interesant să observăm subiectivismul națiunilor pământului, spuneam, prin manifestarea atitudinii de la stânga la dreapta, după cum urmează, și vreau să vă prezint în capitolul 11 câteva extreme. Priviți, vă rog, versetul 2. Neamurile vor călca în picioare cetatea sfântă 42 de luni. Cine? Neamurile. Cine? Neamurile. Versetul 9. Și oamenii din orice națiune
vor sta 3 zile și jumătate și vor privi trupurile moarte ale celor doi martori. Versetul 10. Locuitorii națiunilor, locuitorii de pe pământ se vor bucura, se vor veseli de ei. Observați primul lucru pe care îl fac națiunile pământului. Ei vor călca în picioare cetatea sfântă. 2. Se vor bucura și vor dansa în cinstea morții celor doi predicatori, celor doi martori pe care Dumnezeu îi trimite în vremurile sfârșitului să predice și să lucreze cu putere lucrările celui prea înalt. A treia atitudine este șocantă. Versetul 18. Neamurile se mâniaseră. Observați, prima atitudine, se duc în Ierusalim și fac ravagii. Neamurile invadează Ierusalimul, calcă în picioare, trec de orice dincolo de orice normă socială, etică, nu mai țin cont de nimic. Apoi se pun pe dans, pe banchete și pe sărbători. Și ciudat, sar în extrema cealaltă, se înfurie, se enervează și se mânie. În final, după trecerea de la război, la bucurie, la furie, se vor lupta cu Dumnezeu instigați de diavolul la Armagedon. În acest capitol observăm 4 atitudini ale națiunilor. Asta înseamnă, potrivit versetului 15, o globalizare care este exprimată prin expresia împărăția lumii. Putem astăzi să vorbim despre împărăția lumii sau despre împărățiile lumii? Nu putem vorbi la singular, pentru că avem mai multe împărății. Astăzi, pe suprafața pământului, sunt multe împărății. Observați, când va fi proclamat ca rege al regilor Hristos și când va fi inaugurată împărăția lui, va fi o singură împărăție a lumii. Zice împărăția lumii. Asta înseamnă că toate națiunile pământului se vor globaliza într-o perioadă de timp în care globalizarea se va accentua. Veți auzi despre coaliții care vă vor uimi. Și aici Rusia, China, Europa și America și Israel vor avea roluri importante. Ei vor juca cele 5 cărți ale vremii sfârșitului. Împărăția lumii. Nu vor mai rămâne nici măcar 2, va fi o singură împărăție, cu un singur guvern, religios-politic. Cel religios va fi condus de prorocul mincinos, care va ieși din Israel. Și cel politic va fi anticrist, chiar dacă fiind un sistem are în frunte un lider, care va ieși dintre neamuri. Al treilea eveniment care îl declanșează trâmbița a șaptea, după declanșarea nenorocirii a treia, după națiunile pământului care sunt surprinse în relativismul lor de atitudine, de comportament, este judecarea morților de către Dumnezeu. Acesta este un subiect în aparență simplu, dar în adevărul Apocalipsei relativ greu de comentat. Prin faptul că Biblia vorbește despre judecarea credincioșilor și despre judecarea păcătoșilor. Judecata credincioșilor, așa cum anticipam în încheierea lecției de data trecută, se face în fața scaunului lui Hristos. Timp în care judecata necredincioșilor, a nemântuiților, se face în fața scaunului de domnie alb al lui Dumnezeu, în fața scaunului alb al lui Dumnezeu. Sunt două instanțe diferite. Credincioșii n-au ce să caute în fața scaunului alb de judecată. N-au ce să caute acolo. La judecată vor fi toți, dar cu roluri și pe poziții diferite. Eu pot merge la judecată în calitate de martor, fiind implicat în calitate de martor la un accident care s-a întâmplat într-un loc unde eu eram aproape și am văzut accidentul, dar asta nu înseamnă că eu mă duc cu teamă, eu nu voi plăti amendă,
Pe mine judecătorul nu mă va condamna în niciun fel, chiar dacă sunt implicat în procesul de judecată, eu sunt acolo ca martor. Când biserica este răpită, există această judecată în fața scaunului de domnia lui Iisus Hristos, urmată de nunta mielului, timp în care oamenii nemântuiți vor ajunge la judecată în fața scaunului alb. Atunci când citim aici despre judecată, trebuie să știm la ce fel de judecată se referă Domnul. Al patrulea lucru care se întâmplă este începerea, deschiderea, inaugurarea împărăției cerurilor și proclamarea domniei lui Iisus Hristos. Iar ultimul lucru care se întâmplă este prezentarea chivotului în templul deschis al lui Dumnezeu, care este un lucru simbolic, repet, și introduce tema lui Israel în capitolele 12 și 13. Cartea Apocalipsa este o carte de simboluri. Dacă nu am avea în minte că acum se încheie cartea și ocolește capitolele de la 12 până la 18 și intră pe exitul 19, n-am mai înțelege nimic trecând prin capitolele 12 la 18 și ne-am rătăcit în înțelegerea noastră. Dar noi ieșim acum de pe expres și mergem pe un drum prin oraș până la capitolul 18 și când acesta se încheie, reintrăm pe expres, renodând ce am lăsat în încheiere la 11 cu ce luăm în capitolul 19. Această afirmație trebuie să o avem mereu și mereu și mereu în minte. Altfel vom încurca lucrurile care se petrec în cer cu lucrurile care se petrec pe pământ. Iar simbolurile cu care sunt prezentate descoperirea din Apocalipsa le vom amesteca. Încoronarea Domnului Iisus și începutul împărăției cerurilor ne obligă să accentuăm că următoarele 6 capitole, 12 la 18, ne prezintă o desfășurare a necazului cel mare și în prim plan este Israel, Rusia, China, Europa și America. Însă capitolul 19 de la început reia ceea ce prezintă în încheiere capitolul 11. Observați, capitolele de la 12 la 18 prezintă domnia pământească a lui Anticrist, care trebuie neapărat să fie înaintea domniei lui Hristos, că după domnia lui Hristos nu mai e nicio domnie, a lui e veșnică, nu? De aceea, în capitolele 12-13 este prezentată domnia lui Anticrist, care îl martirizează pe Israel. În capitolele 14 și 15 sunt prezentate vedeniile cerești. În capitolele 16 la 18 sunt prezentate judecățile de pe pământ. Toate aceste lucruri se vor întâmpla înainte de proclamarea domniei lui Hristos și de inaugurarea împărăției. Pentru că atunci când Hristos este proclamat și împărăția este inaugurată, după asta nu mai există nicio domnie. Domnia lui este veșnică. Trâmbița a șaptea însă, datorită expresiei trâmbiță și fiind ultima dintre cele șapte, nu trebuie însă confundată cu expresia ultima trâmbiță, care este folosită în 1 Corinteni 15 cu 51 sau în 1 Tesaloniceni 4 cu 16. Acolo, expresia ultima trâmbiță nu este trâmbița a șaptea. Și acolo, expresia ultima trâmbiță are cu totul altă semnificație care privește istoria bisericii. Aici nu mai vorbim despre istoria bisericii, vorbim despre istoria necazului cel mare. Așa cum anticipam, trâmbița a șaptea proclamă încoronarea Regelui Iisus Hristos și deschiderea sau inaugurarea împărăției sale. Observați, vă rog, versetul 15. La toate celelalte șase trâmbițe s-a auzit un glas. La trâmbița a șaptea s-a auzit o simfonie de glasuri. Este prima trâmbiță dintre cele șapte unde în loc de un glas se aud multe glasuri.
La cele șase s-a auzit un singur glas care făcea un anunț. La cea de-a șaptea s-a auzit glasul tuturor ființelor cerești care inaugurau împărăția și îl proclameau pe regele regelui. Era o deschidere, o punere în slujbă a marelui împărat Iisus Hristos și o inaugurare a împărăției sale veșnice. De aceea nu un înger a făcut afirmația, ci toate ființele cerești și-au ridicat glasul și au unit vocile și au făcut proclamația de deschidere universală. Aici se împlinește pentru prima oară în mod desăvârșit versetul 15 din Genesa, capitolul 3. De asemenea, observați versetul 16, cei 24 de bătrâni l-au slăvit pe Dumnezeu și la începutul judecăților, în capitolul 5, versetele 8 la 10, dar acum îl slăvesc la sfârșitul judecăților. Aici se încheie judecățile lui Dumnezeu, chiar dacă paranteza 12-18 capitole vorbesc despre manifestarea judecăților prin urgiile practice care se întâmplă pe pământ, în Israel și între neamuri. Priviți, vă rog, că cei 24 de bătrâni sunt prezentați în cartea Apocalipsa de 7 ori închinându-se înaintea lui Dumnezeu, dar aici închinarea lor este unică prin semnificația și prin scopul ei. Versetul 18. Dumnezeu nu pierde în vedere nici pe mari, nici pe mici. De asemenea, capitolul 13 cu 16, 19 cu 5 și 18 și 20 cu 12 poartă această expresie care încurajează pe omul sărac, dar și pe bogat, pe omul mic, dar și pe omul mare. Expresia aceasta o întâlnim de câteva ori în cartea Apocalipsa, mari și mici. Asta înseamnă că nu poți fi în afara expresiei mari și mici. Ești undeva acolo. Mari și mici cuprinde toate categoriile posibile de oameni, sigur, neprihăniți. Dar se referă la celelalte diferențe de natură, vârstă, culoare, gen, finanțe, cetățenie, poziție socială, rudenie, familie, posesiuni materiale și așa mai departe. Biblia are acest cuvânt de asigurare pentru fiecare om. Oricât trăiește în America, oriunde în altă parte, nu te teme. Mari și mici vor fi adunați de combina lui Dumnezeu, de aparatul lui Dumnezeu care îi strânge pe toți, de la mari până la mici. Tot ce este în această paletă între mari și mici va fi cuprinși și atrași de forța lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! Vreau să închei spunându-vă despre un vis pe care l-a avut un american. El spunea că a avut o viață confortabilă, o viață trăită în lux, o viață care accentua valorile materiale, vacanțele, belșugul, desfătarea și care neglija viața spirituală, reducând-o la prezența la adunare. Și într-o noapte a avut un vis pe fondul unui ciclu de predici despre Apocalipsa al păstorului. Și a avut un vis și în visul acesta se făcea că era în rai. Și în rai s-a întâmplat să fie între doi oameni. Și s-a uitat la cel din stânga și l-a întrebat: tu cine ești? Cum ai ajuns aici? Și cel din stânga i-a spus: eu sunt un soldat roman. M-am pocăit în primul secol la predica apostolului Pavel. Și cum s-a întâmplat? Zice: eu făceam parte dintr-un pluton de soldați și aveam rolul să-i prind pe creștini și să-i omor. Dar am auzit predica apostolului Pavel și m-am pocăit. Și ce ți s-a întâmplat? Pentru asta am fost omorât și eu. Și nu ți-a fost greu? Și omul acesta s-a uitat mirat la el și a spus: eu l-am crezut pe Pavel ce spunea. Dacă Hristos a murit pentru mine, eu de ce să nu mor pentru el? Wow! A spus americanul. S-a întors spre ăsta din dreapta și i-a zis: frate, tu cum ai ajuns aici? Tu de unde vii? Și ăsta îi spune: eu m-am pocăit cu 300 de ani în urmă. Am murit cu 300 de ani în urmă. Am trăit undeva în Mările Sudului. Și acolo a venit un evanghelist american, John Williams, a venit și a predicat Evanghelia. Și când a predicat Evanghelia, eu am fost uimit de mesajul lui și de persoana care era în centrul mesajului, de Iisus Hristos. Și ce ai făcut? M-am convertit. Și ce s-a întâmplat cu tine? Șeful tribului a făcut o ședință cu bătrânii poporului și m-au condamnat la moarte prin să fiu mâncat.
Și ai fost mâncat? Da. Și cum s-a întâmplat asta? Ai putut să suporți? Se mira americanul. Și omul s-a uitat mirat la el și a spus: eu am crezut ce a spus evanghelistul Williams. Eu am crezut că Iisus a murit pentru mine și mi s-a părut normal să mor și eu pentru el. Și acum cei doi, ca și cum s-ar fi înțeles, s-au uitat în același timp la el. Unul din stânga și unul din dreapta. Și a spus: Matale, cum ai ajuns aici? Cum ai murit pentru Hristos? Te-a mâncat cineva sau ai fost omorât în alt fel? Și el a înghițit de câteva ori în sec și în timpul acela s-a trezit din vis și a văzut că nu e în rai, că e în pat, era într-un pat foarte confortabil, era în casa lui foarte confortabilă, era în modul lui de viață foarte confortabil. Și în clipa aceea s-a așezat în genunchi și a zis: Doamne, dacă nu-mi schimb viața, n-am cum să ajung acolo. Iar dacă totuși voi ajunge, Tu faci o greșeală că mă duci acolo în starea în care sunt. Doamne, eu trebuie să mă schimb. Dacă acolo sunt oameni mâncați de vii, dacă acolo sunt oameni care au luminat grădinile lui Nero, arzând de vii, dacă acolo sunt oameni care s-au oferit pe ei ție prin jertfa existenței lor, Doamne, ar fi necinstit ca eu să fiu printre ei. Îți mulțumesc că mi-ai oferit această descoperire prin vis, ca să mă pot pocăi. Și atunci când voi ajunge acolo și mă vor întreba cum ai ajuns, să am și eu o istorie, dar o istorie demnă și o mărturie puternică. Drag popor al Domnului, aș vrea în seara aceasta, fără nicio explicație, să ne ridicăm în picioare și să ne rugăm.